și-l doresc sau nu știu ce alt cățel le-a plăcut lor astăzi la noi în expoziție. Astăzi sunt mult mai mulți cățeli ca la ieri, este tot în expoziție internațională cat și îi puteți vedea numai și numai și numai unde lasă cu pedigree, este foarte important să reținți acest aspect. Mă bucur tare mult că avem posibilitatea să vă expunem. Demonstrații de dresaj. Și astăzi, prietenii noștri, care să știți că sunt membrii ai asociației noastre kinologice, instructor de dresaj canin atestat, vor fi alături de noi în ringul aici, în ringul central, și vor face demonstrații de dresaj. Vom câteva, bineînțeles, îmbunătățită demonstrația aceea în forță, cu câinii de pază și protecție și încă o dată, vă voi cere și sigur veți dori să fiți alături de noi, să-l aplaudăm și să-l susținem pe cel ce va reprezenta România la campionatele mondiale de mongolii ce se va desfășura peste 2-3 săptămâni în Olanda. Acest câine, cu toate că acum este în pregătire de intensă, mă bucur tare mult că stăpânul său și dresorul său, bineînțeles, a decis să fie alături de noi și, bineînțeles, să ne încânte cu un obsesiv pentru anumite persoane în voile petate fiecare dată. Dacă vreți să vă luați un câine, aveți fix două opțiuni. Fie vă luați un câine de rasă cu pedigree, dar de cea mai bună calitate de la crescătorii ce își iubesc și își respectă câinii și cu care nu fac trafic și comerț. Ori aveți varianta să înfiați un câine comunitar sau un câine abandonat în adăposturi. Nu uitați că dragostea pe care aceștia vă pot oferi pentru mulți dintre noi, suportul moral și echilibru psihic este fantastic. Important este să știm ce vrem și să facem o alegere cu cunoștință de cauză. Și totul pleacă de la cei mici, copiii din familiile noastre. Aceștia trebuie să ajutați prin tot ceea ce întreprindem și realizăm chiar de la vârstele lor foarte fragede, să înțeleagă ce este lumea și să-i ajutăm să se implice și să dresaje. Prietenii noștri dresori sunt alături de noi și astăzi, ca și ieri. Și după acel imediat ne vom ocupa de copii cu acel concurs de desen, care știu că le place foarte, foarte tare. O mare premiu. Sper să putem să avem credit pentru toată lumea. Îmi doresc să fie foarte, foarte mulți copii și sper să dea dovadă de fair play, așa cum s-a întâmplat și ei. Am fost extrem de... Am tot respectul pentru părinții care au început să joace cu copiii, să înțeleagă că în viață nu câștigă, dar de fapt toți câștigă, pentru că e foarte important.